În ziua domnului Petrea urmează partida cu Sepsi, una dificilă. Pentru dumneavoastră în acest sezon au fost toate așa. Cât de importantă este? E un meci crucial? Dacă nu obțineți o victorie, se poate spune că ieșiți din lupta pentru titlu? Bună ziua! Urmează perioada poate cea mai importantă din acest sezon, cu aceste ultime trei jocuri din play-off. Dificile, foarte grele, dar pe care dacă vom reuși să le câștigăm, vom putea deveni campioni. Începând cu meciul de mâine seară, pe care zic eu că l-am pregătit destul de bine, ne-am pregătit bine săptămâna asta, am avut mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti acest joc. Suntem încrezători, am văzut pe jucătorii dornici, motivați și entuziaști în antrenamente și sper ca și mâine seară să văd același lucru în timpul jocului. Sepsi, o echipă, așa cum spuneam, împotriva căreia câștigați greu. Trebuie să fie jucătorii ca niște războinici, pur și simplu, mâine seară? Da, trebuie să ne autodepășim la jocul de mâine seară, ținând cont de faptul că și adversarul nostru luptă pentru un obiectiv, au șanse la locul 3, așa că ne așteptăm la o replică foarte dârză din partea lor și, în consecință, noi trebuie să venim din urmă, să ne ridicăm la nivelul acestui joc și să reușim să câștigăm. Câte puncte credeți că sunt necesare în acest final de sezon pentru a fi campion? Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să câștigăm toate cele trei jocuri pentru a putea fi sigur de titlul de campioană, fără a mai ne gândi la ceea ce fac adversarii noștri. Se simte presiunea parcă mai mult decât oricând acum pe final? E normal, în momentul în care suntem aproape de a ne atinge un obiectiv și având niște jocuri foarte dificile în față, e normal să fie oarecare presiune, dar asta cred eu că este pentru binele jucătorilor noștri, în sensul că pot căpăta o experiență, pot ajunge la o maturitate care să le permite să se exprime altfel în teren în timpul meciurilor. Cât de dificil este pentru dumneavoastră să alcătuiți o echipă competitivă, având în vedere faptul că de la meci la meci, iată, pierdeți jucători? Da, nu, n-am putut controla aceste accidentări, sunt ceva care, lucruri care s-au întâmplat, din păcate pentru noi. Nu avem alte soluții decât să găsim în cadrul lotului jucători care pot face față pe anumite posturi și să încercăm să scoatem maximum. Cât de importante sunt și, până la urmă, și meciurile indirecte pe acest final de sezon și ce pronostic aveți pentru meciul din această seară de la Craiova? Sunt importante și meciurile celelalte echipe, dar mult mai important este jocul nostru, așa cum am spus, dacă noi reușim să câștigăm aceste trei jocuri, indiferent de ceea ce se întâmplă în celelalte partide, noi putem ne asigurăm titlul de campionă. Și asta e mesajul pe care l-am transmis și jucătorilor, să ne gândim la ceea ce avem noi de făcut și vom vedea ce se întâmplă în celelalte partide. Să înțeleg că vă doriți foarte mult să vedeți o victorie la Craiova, echipei gazdă în această seară. Da, ar fi un rezultat care ne-ar avantaja, dar și în trecut am avut parte de rezultate favorabile pentru noi, dar n-am reușit noi să ne desprindem la momentul respectiv și de asta spun că până la urmă mult mai important este cum ne prezentăm noi la meci și cum tratăm jocul și să-l câștigăm. Și în rest, ce se întâmplă în partea cealaltă rămâne de văzut. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.